Deținuți păziți de alți deținuți, controle rudimentare, angajați prea puțin, pe scurt, așa arată situația în penitenciarele din România. De exemplu, la penitenciarul Severin, pachetele primite de acasă sunt verificate cu linguri sau cu sulițe. În fiecare zi, cel puțin un angajat este agresat de o persoană condamnată la închisoare, atenționează sindicaliștii din ANP. Avem prin trusă cuțit, avem o suliță în care putem, dacă ceva ni se pare, pur și simplu putem și agățător, deci trage, dacă este ceva în pachet, se poate trage prin așa ceva. Așa se controlează pachetele care ajung la deținuții din penitenciarul Severin. Nu este însă singura problemă. Pentru că sunt prea puțini angajați, paza este asigurată și de deținuți. Condamnații păzesc zilnic 7 din cele 12 posturi din penitenciar. Am în primire două secții, o secție de regim deschis a deținuților, o secție de tranzit. Este foarte greu, fiind singur. Dacă supraveghetorul de pe cele două secții acum cheamă ajutoare, câte ajutoare pot să-i vină? Trebuie să-l aduci din postul de unde este, să-l îmbraci, să-l echipezi, să le spui efectiv deținuților, stați așa, aveți răbdare că eu trebuie să mobilizez grupa de intervenție. La penitenciarul Severin lucrează 270 de angajați, deși ar fi nevoie de cel puțin 500. Șefii spun că nu au bani pentru noi angajări. În plus, nici sisteme de alarmare nu există. Abia au fost cumpărate 80 de spray-uri cu gaz lacrimogen și au fost montate camere de supraveghere. Imaginile sunt stocate pentru o perioadă de 2 luni de zile aproximativ. La un posibil incident se pot lua probe, se poate constata orice lucru. Dacă cătușele se strică, nu putem spune nimic pentru că nu s-au cumpărat. Dacă bastoane nu sunt, nu putem spune nimic. Situația este aceeași în toate penitenciarele, susțin sindicaliștii din ANP, care spun că zilnic în fiecare penitenciar cel puțin un angajat este agresat de deținuți.